Un cuțit a devenit armă mortală în mâinile unui tată extrem de gelos pe deasupra și un cunoscut artist de muzică populară din Ardeal. Omul și-a ucis fiica vitregă cu doar câteva zile înainte ca ea să îmbrace rochia de mireasă. Apoi, cu aceeași armă, s-a sinucis. Gândul că soția a plecat la muncă în Elveția vrea să-l părăsească, i-a luat mințile. Vestea a șocat toată suflarea din Călan, dar și lumea artistică. Tată, nu da. Spunea că vrea să căsătorească și era foarte, foarte bucuros. Ada se pregătea să îmbrace rochia de mireasă peste câteva zile, dar tatăl vitreg i-a curmat fericirea cu o crimă. Era liniștită să nu uita să avea nunta în august acum. A avut ei părinții ceva ceartă? De când mama a plecat la muncă în Elveția, fata împărțea apartamentul cu tatăl vitreg și cu logodnicul ei. De câteva luni, certurile cu părintele de împrumut erau tot mai dese. Mi-a spus că, într-adevăr, era puțin agresiv. Extrem de gelos, tatăl vitreg i-ar fi reproșat fetei că nu-l ajută să-și convingă soția să se întoarcă în țară. Iar dimineața și-a ieșit din fire. Atât am mai zis că până m-a săturat, până aici. A fost momentul în care, în mâinile tatălui, un cuțit a devenit armă mortală pentru fiica lui de 34 de ani. Fata n-a apucat să mai strige după ajutor. S-a târât până la ușa băii, unde și-a dat ultima suflare. Așa a găsit-o un vecin care a reușit să intre în apartamentul de la primul etaj, pe fereastră, după ce minute în șir a bătut cu pumnii în ușă fără să-i deschidă cineva. El era pe pat, ea era jos în pământ. După ce și-a ucis fiica, bărbatul a încercat să se sinucidă cu aceeași armă. Dar asta nu a fost tot. A ingerat o substanță toxică și vom vedea dacă e cea care a provocat moartea sau e vorba de leziunile pe care și le-a autoprovocat. Spus nevastă sa că să nu să plece, să nu mai stea, că nu mai vrea să stea cu el. Problema asta, cred că l-a determinat el să facă nenorocirea asta. Bărbatul, cetățean sârb, stabilit la Călan în urmă cu 7 ani, lucra în construcții. În timpul liber, cânta. Era un artist îndrăgit în lumea muzicii populare. Cu vocea a cucerit-o și pe femeia care i-a devenit în urmă cu 3 ani soție. Gândul că ar putea să o piardă i-a luat mințile, iar fiicei lui visul de a îmbrăca rochia de mireasă. Ținea foarte mult la ea și o iubea atât de mult. Maica sa probabil știe toată treaba aici. Femeia se va întoarce acum în țară mai devreme, nu pentru nunta fiicei, ci pentru înmormântare. Vecinii tineri așteptau nunta, dar vestea crimei i-a șocat. Andreea Popa este la Călan și are detalii suplimentare. Andreea, bună seara! Bună seara, vecinii sunt acum speriați și îngroziți deopotrivă. Cu toții îl știau pe bărbat ca un om calm și retras. Aseară însă s-ar fi certat la telefon cu soția lui. Nu suporta să o știe departe, își dorea mult ca ea să se întoarcă în țară. Vecinii spun că ar fi amenințat-o chiar că se va răzbuna pe fiica ei dacă nu vine acasă. Păreau doar niște vorbe grele spuse la nervi, dar iată că nu a fost așa. La ușa care în curând trebuia împodobită de nuntă este acum doliu, în fața casei sigilate, pentru sufletul tinerei, pentru ca ea să-și găsească liniștea. Se aprinde acum o lumânare. Octavia? Mulțumesc!